Simina Cernat a renunțat la confortul orașului și cu mult curaj a pornit la drum până la capătul pământului. 4 ani a petrecut în Asia, călătorind singură, prin păduri sau munți, cu un rucsac în spate și cu doar câțiva bani în buzunar. Cele mai ciudate lucruri la care trebuie să renunț s-au întâmplat nu din cauza lipsei banilor, ci din cauza lipsei, nici nu știu cum să explic, lipsei infrastructurii. Când am traversat o insulă de la nord la sud, lângă Papua, în Indonezia, și am mâncat numai orez alb cu tăiței în stanț și cu câteva ierburi pe care ni le mai dădeau localnicii, pentru simplu fapt că nu exista altă mâncare. Timp de 2 sau 3 săptămâni cât am traversat insula respectivă, nu aveai magazine, traversai prin pădure, prin junglă, chiar nu aveam la mine niciun filtru și beam apă direct din râu, rugându-mă, sperând să nu mă îmbolnăvesc, să nu mai iau salmonella. Aveam deja salmonella, făcusem înainte și mă îmbolnăvisem de febră tifoidă și denghe în același timp, dar am avut cumva încredere că o să fie bine. Ulterior am aflat că era și malarie pe insula respectivă, doar că nu știam și nu ne-am luat nicio măsură de protecție. Și cum ai reușit să treci peste acel moment când te-ai îmbolnăvit? Tot singură erai sau ai fost? Eram singură și stăteam cu couchsurfing. Stăteam la un indonezian pe care l-am întâlnit prin couchsurfing. Couchsurfing e o platformă de găzduire în care scrii unui om din zona respectivă dacă ajunge acolo și dacă vrea să te găzduiască și el îți răspunde da sau nu pe baza review-urilor pe care tu le ai pe profilul tău de couchsurfing. Și am ajuns la omul respectiv în Bali de o zi și a doua zi am început să mă simt foarte rău. A insistat el să merg la medic să-mi fac analize și țin minte că am primit rezultatele și am văzut febră denghe pozitiv, am sunat medicul și zic că am văzut că am febră denghe, ci că de aici și tot mail-ul că dă scol până mai jos și văd și tifoidă pozitive, am vai. Și acum ce fac? Și a zis că na, ori te internezi, ori stai acasă și vii în fiecare zi să-ți facem analizele și vedem cum evoluează. Și n-aveam o casă, stăteam la cineva acasă, un om pe care îl știam de o zi și Alexander îl cheamă pe indonezian. A spus, a, păi nu-i nicio problemă, stai la mine acasă și am eu grijă de tine. Și am stat o lună la el acasă și a avut grijă de mine, m-a dus la medic în fiecare zi, mi-a adus de mâncare, m-a scos la plajă când deja nu mai puteam să stau în casă și m-a îngrijit practic de parcă ne știam de o viață, un om total străin pe care îl cunoscusem cu o zi înainte și care n-avea absolut nicio datorie față de mine. Cum ți s-a părut sistemul medical din Indonezia? Cel din Bali e foarte bine pus la punct pentru că Bali este o insulă foarte turistică, adică întâlnești probabil mai mulți turiști decât localnici în Bali și sunt mall-uri, autostrăzi mult mai bune decât în România, clinici foarte cu tehnologii de ultimă oră. În India, în schimb, am mai fost la spital. Acolo e gratis și pentru străini. Dacă mă duc eu ca străină, plătesc 50 de bani consultația. Dacă e foarte mare înghesuială și de câte ori am fost, mi-am pus singură diagnosticul și medicul am spus da, așa este și pot să iau acest tratament. Da, așa este și cam asta a fost consultația mea de câte ori m-am dus la spital în India și abia au timp să se uite la tine și să te ia ca pe o ființă umană. Probabil una din experiențele care m-au marcat a fost faptul că m-am îndrăgostit de un indian și de câte ori mă întorceam în India, de 3 sau 4 ori ne-am întâlnit total întâmplător pe stradă. El n-avea Facebook, WhatsApp, telefon, nimic. Chiar în prima zi, ultima dată în care am aterizat în India, m-am dus în Rishikesh, nu vorbisem cu el de 3 săptămâni, nu știa că mă duc în Rishikesh, știa că aterizez în India în ziua respectivă și am ieșit seara, am simțit pur și simplu un impuls să ies și să merg pe stradă și mă întrebam pe unde mă duc, de ce am luat în direcția asta. Și undeva în capătul străzii mea e o figură cunoscută și era chiar el, ne-am întâlnit așa total întâmplător pe stradă și l-am întrebat, păi ce faci? Și a spus că, păi, așteptam să vii. Cumva simțeam că ai să treci pe aici și, uite, stăteam și așteptam să vii. Și acum pare ceva SF povestea, dar în India se întâmplă lucruri de genul ăsta foarte des și se manifestă foarte multe gânduri absolut instant. Și mi s-a părut cumva magic. Simina, ai în buzunarul tău sau în rucsacul tău pașaportul românesc? Da. Te ajută într-un fel pașaportul românesc? Foarte mult. Fiind în un pașaport din Uniunea Europeană, m-a ajutat în foarte multe țări să iau viza foarte ușor, fără prea multe bătăi de cap. În unele chiar nu era nevoie să plătesc viza, primeam viza on arrival.
Și mi-am dat seama că, bă, e super fain să fii de România, că în același timp nu ești nici dintr-o țară din vestul Europei și oamenii nu se așteaptă de la tine să vii cu căruțele de bani și nu ești nici dintr-o țară care, pentru care durează 3 luni să iei viza. De ce crezi că noi românii nu avem o cultură a călătorilor? Eu cred că vine din comunism, că avem frica aceea de ziua de mâine și ținem foarte mult să salvăm banii, să economisim în loc să îi investim în experiențe. Pentru mine banii n-au fost niciodată o problemă și nu pentru că sunt foarte bogată, ci pentru că întotdeauna m-am focusat pe alte aspecte ale vieții. Cred că are legătură și cu faptul că părinții mi-au trebuit să plece în Italia tocmai pentru că n-aveau bani în România și asociez banii cu ideea de a face niște sacrificii care mie personal mi se pare că nu merită să le faci în viață și de aceea am decis să adopt un stil de viață mai light, așa, în privința banilor, că să nu pun așa de mult accent pe ei. Da, trăiesc de pe o zi pe alta. Trăiesc practic din freelancing și nu o să știu niciodată dacă proiectul pe care l-am azi va continua și dacă voi mai avea alte proiecte din care să mă autofinanțez și câți bani voi putea face, doar că probabil nefocusându-mă pe aspectul ăsta, cumva totul curge de la sine, am încredere în viață că toate o să se întâmple cum trebuie și până acum se cam întâmplă cum în bine. M-am gândit la mine întotdeauna, în primul rând, ca la un om, apoi ca la o femeie singură și prin experiențele pe care le-am avut, mi-am dat seama că oamenii sunt în principal buni și am întâlnit mult mai mulți oameni buni decât oameni care au vrut să-mi facă bine, decât oameni care au vrut să-mi facă rău. Și de multe ori, tocmai pentru că eram fată singură, aveau tendința de a mă proteja și de a mă ajuta mai mult decât probabil ar fi ajutat pe un băiat care călătorea singur. Dar de munte chiar nu mi-e frică. Natura pentru mine se simte ca acasă. E un fel de casă care mă primește cu brațele deschise. Cred că mă simt mai vulnerabilă în orașele mari decât în mijlocul naturii. Și pe munte am mers singură de câte ori am simțit eu că este ok și că mă simt safe, nu m-am dus în situații de furtună, zăpadă, pe care nu le-aș fi prevăzut cumva și pentru care n-aș fi fost pregătită fizic și psihic și cu materialele necesare, haine și mâncare. Cât de mult te afectează viața la oraș? Mă afectează foarte mult. Chiar acum sunt 10 zile de când am ieșit din București și simt că mă ofilesc. Îmi dau seama că am nevoie de natură în mod constant și mai ales de munți pentru a trăi normal și de aceea nu mă văd neapărat trăind pe termen lung în orașe mari, pentru că nu mă reprezintă. În munții Ciucaș fusesem la un stagiu de tai chi de o săptămână și în ultima seară era o noapte foarte frumoasă, aveam cord, dar mi-am scos sacul de dormit și izoprenul afară, m-am întins și am auzit un zgomot lângă mine și când am ridicat capul din sac era o vulpe care se uita la mine și deasupra era o bufniță. Și pentru 5 minute ne-am uitat așa una în ochii celeilalte și a fost o experiență absolut superbă. Am citit tot pe internet că în Asia, practic, ai stat 4 ani și făcând un calcul cu doar câțiva lei pe zi. E adevărat? În primul an și jumătate am stat așa mai cu câțiva lei pe zi. Ulterior am început să fac mai mulți bani din proiectele mele de freelancing. Cum e să trăiești cu doar câțiva lei pe zi? Într-un fel e foarte bine că n-ai atât de multe lucruri cu care să-ți bați capul. Ai o cameră simplă cu un pat și o masă. Ai foarte puține lucruri în rucsac, înveți să trăiești cu puțin. Dacă vrei cu adevărat să călătorești fără să-ți pese neapărat de locul în care stai sau dacă mănânci mâncare de la colțul străzii, atunci e destul de simplu în Asia. Chiar ăsta a fost unul din motivele pentru care am ales Asia, pentru că e cam cel mai ieftin continent pe care poți călători. Însă tot în Asia poți să călătorești foarte scump. Nu e simplu să călătorești cu câțiva lei pe zi, că e inconfortabil, adică mergi cu trenuri pline de localnici în care fiecare are o capră, o găină sub braț, gălăgie, înghesuială, nu ai aer condiționat, transpirație, mănânci mâncare super picantă indiană, doar că e o parte a călătoriei pe care n-ai cum să o experimentezi dacă te duci și stai numai cu mașină privată și la hotel de lux. Aia e cumva locul, nu știu, e partea autentică a călătoriei. Te duci și trăiești cum trăiesc oamenii de acolo. Mănânci ce mănâncă ei, călătorești cum călătoresc ei și atunci simți cu adevărat locul.